de sânge. Uitați, a fost chinuit un câine aici. Asta este strategia Consiliului Local din Sovodol pentru controlul animalelor comunitare. Și uitați, sânge. Deci aici domnul Sicoie a chinuit un animal. Ca să nu, să vedeți, au și blocat cu containere ca să nu, ce onoare au făcut, au încercat să șteargă acestui carnagiu. Uitați, înțelegeți? Deci un câine a fost schingiuit aici, a fost împușcat cu aer comprimat pentru plăcerea unui personaj al comunității Sohodol. Au încercat să ascundă urmele acestei tragedii, blocând cu containere ce s-a întâmplat aici, vis-a-vis de această îngrăditură. Școala. De față cu acești copii, domnul Sicuie, important pentru al comunității locale, a schingiuit un câine, cred că până la moarte. După cum ați văzut, urme de sânge aici. Imaginați-vă că în momentul în care acest lucru se întâmpla, uitați, sânge și aici, vedeți? Acest lucru se întâmpla, copiii îl rugau cu lacrimi în ochi pe acest cretin, că nu pot să-l numesc altfel, să nu mai tragă, să nu mai chinuiască câinele. Vă puteți imagina, dumneavoastră, această tragedie? Imaginați-vă că Consiliul Local din Sovodol nu acționează sub nicio formă pentru controlul animalelor comunitare, iar acestea cad pradă torturilor unor personaje din această comunitate. Imaginați-vă plăcerea pe care el a avut-o să o schingească un câine de față cu copiii, iar copiii rugau frumos: nu mai trageți, nu mai trageți, nu mai trageți, cu lacrimi în ochi. Iar el râdea și se bucura de chinurile animalului. Iar acum o să mergem să-l cunoaștem pe acest personaj care îi place să tortureze câinii de față cu copiii. Domnul Sicoie! Dumneavoastră vă place să chinuiți animalele cu pușca? Nu? Dumneavoastră, da? Dumneavoastră ați tras în contența acolo la coșul de gunoi de față cu copiii, da? Dumneavoastră vă place să chinuiți animalele?